Doamnelor, domnilor, bună seara, bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Mix Actual. Sunt Donelia Pescaru, ne auzim la Radio Brașov și ne vedem pe Mix TV cu Daniela Lupu. Asistent social brașovean, organizatorul unui eveniment extraordinar la care putem participa și noi chiar în aceste zile, deopotrivă caritabil și educațional. Bun venit la noi! Bun găsit, mulțumesc! Vorbim de darurile din cutia de pantofi sau de shoebox, un fenomen deja în alte colțuri de lume, de Europa, un proiect care și la Brașov este implementat deja în al treilea an, înțeleg. Al treilea an, da. Un proiect la care Daniela Lupu, asistent social cu cabinet individual, deci da, suntem o particularitate cu cabinet individual de asistență socială. O particularitate în peisajul brașovean, să dea Dumnezeu să fie generalizată această formulă care, iată, este și necesară, este și de succes. Porniți la atac. Cum stați în acest moment? În acest moment avem câte 50 de copii selectați din mediul rural brașovean, din 7 comunități rurale. Deci 7 comunități, 50 de copii, 350 de beneficiari. Da. Copii săraci, copii cu probleme. Proveniți din familii, clar, cu stare de pauperitate, familii monoparentale, copii care au, poate, abandon școlar, delicvență juvenilă. Unii dintre ei sunt abandonați la rândul lor. Chiar am două fetițe gemene abandonate la 13 ani și acum în iulie mama lor le-a abandonat. Tata au? Nu. Nu, nici tata. Mama este într-o relație de concubinaj și le-a lăsat pe fetițe. Avem copii care sunt reintegrați în familie, chiar de la un centru de plasament. Sunt printre listele pe care le avem din mediul rural. La o momentul... listă lungă, niște nume acolo. Da, niște nume, dar în spatele numelor sunt niște suflete. Dar ascunde o poveste, o dramă, o dramă și un suflet care desigur are nevoie de ajutor. Bineînțeles. Asta încerc și eu să fac, deși credeți-mă că este un ajutor foarte mic, adică este ceva la modul de a aduce o bucurie pe chipul cu acestor copii pe care eu îi cunosc datorită activității mele ca și asistent social în mediul, în mediul rural brașovean, încercând să fie măcar pentru o clipă. E raza aceea de lumină. Exact. Eu mă gândesc mereu, am și crescut într-o vreme în care, nu știu, fetița cu chibrituri mie mi-a marcat copilăria. Și fetița aceea săracă, care se încălzea la lumina chibritului și avea diferite vise la fiecare chibrit. Care... Toți acești copii au vise. Da. Dacă îi întrebi, toți vorbesc și îți spun despre ce și-ar dori să devină, ce își doresc să facă. Mi se pare foarte greu pentru asistentul social să preia toate aceste povești, durerea și apăsarea acestor Să știți povești. Că asistentul social este cumva format, echipat, ca să poată să facă față unor astfel de situații. E foarte important să empatizezi cu situația persoanei respective, cu situația copilului. Însă să nu uităm rolul nostru ca asistent social. Să empatizezi, dar să nu fii copleșit. Exact. Adică tu trebuie să găsești soluțiile cele mai potrivite pentru acei copii, astfel încât, că, în definitiv, care este și rolul, misiunea asistentului social este aceea de a găsi soluții și de a veni în sprijinul și de a lucra în beneficiul asistatului. Deci, practic, devii omul rece, iei materia, sufletul, tot bagajul acesta și trebuie să fii suficient de rece totuși și să rămâi empatic, rece ca să poți ajuta concret. Sigur. Și acum, cu acele liste în față, soluții. Eu sunt sigură că trebuie să fiți cât se poate de concretă și de practică și de aplicată sigur. Ca să puteți ajuta. Desigur. Bine, această campanie este la noi în Brașov în al treilea an. Sunt în 24 de locații din țară. Avem două locații de colectare pentru cei care doresc în această lună de sărbătoare să facă o mică bucurie. Chiar și un mic, dar poate să fie magic pentru copilașii aceștia. Nu știm câtă lumină poate aduce. Desigur, un gest mic din punctul nostru de vedere. Foarte mulți dintre ei, marea lor majoritate, îi cunosc, i-am văzut. Deci, de-a lungul timpului... Îi aveți merg, în da, listele acelea ale dumneavoastră. Da, sunt și anumite cazuri sociale pentru care am intervenit concret pe anchetă socială, îi monitorizez, fac diverse planuri de servicii pentru ei. Alții au fost aduși la cunoștința mea de către compartimentele de asistență socială, acolo cu, care, cu doamnele cu care eu colaborez foarte bine. Dumnealor mi-au furnizat și alți copii,
da. Astfel încât noi să putem să le aducem o bucurie. Adică persoanele care doresc să se facă un pachet pot să se ocupe de acesta, să ce ar trebui să conțină. Intrăm imediat în detaliile acestea tehnice. Spuneți-mi cum v-ați oprit la 350, nici mai mult, nici mai puțin, și de ce ați ales mediul rural? 380 am s-au mai adăugat câțiva. Da, mai am și un centru de zi din județul Brașov, al căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate și merg și către acești copii. Așa a venit mai degrabă informația din partea Fundației Principesa Margareta la momentul în care eu am fost contactată. Oricum lor li s-a părut mult. Tot e atât de relativ când vorbim. Da. Dar când sunt așa de mulți copii care ar avea nevoie de bucurie... Mi se pare puțin pentru că sunt atât de mulți care sigur. Au nevoie și atunci e puțin din punctul acesta de vedere. E enorm când ne gândim la muncă, e enorm când ne gândim la ce presupune. Sigur, sigur. Nu știam cum vom reuși totuși să adunăm aceste pachete și atunci am pus o limită, ca să zic așa, 50 de copii din fiecare comunitate, altfel ar fi fost desigur și mult cred că, mai mulți. Tot timpul se pot adăuga niște nume pe această listă. Desigur, dacă ar fi mult mai multe pachete, chiar n-ar fi nicio problemă, deci avem unde să le distribuim. Desigur. Fericiți măcar câteva clipe. Colegii mei de la știri ne-au pregătit un material cu acest shoebox și ce înseamnă această acțiune, darul din cutia de pantofi. Iarna a venit cu fulgii ei zdrobii, se aud din stradă glasuri de copii, o cutie goală de pantofi poate fi, în seara de ajun prilej de familia Veza a început acest proiect în 2007 din dorința de a-și învăța copilul să împartă din jucăriile și hăinuțele lui cu alți copii mai săraci. Imediat, campania s-a extins în zona orașului Cluj-Napoca, iar în 2013 s-au strâns peste 30.000 de cutii de la români din 8 țări, 66 de orașe și 107 centre de colectare, iar în 2014 s-a depășit numărul de 40.000 de cutii. Proiectul Shoebox reprezintă o încercare minusculă de a face lumea un loc mai frumos în fiecare an în preajma sărbătorilor de Crăciun. Ne-am pus niște status la Yahoo Messenger. Bine, am încercat mai multe variante. Ziceam, strângem cutii pentru copii săraci, adunăm, nici cum nu puteam să punem în maximul de spațiu care le acorda Yahoo Messenger să spunem ceva inteligibil, să se înțeleagă ce anume vrem să facem. Și atunci soția mea a zis, de ce nu zicem Shoebox? Shoebox nu este Moș Crăciun, reni și alte ființe magice, ci este despre oameni care ajută alți oameni, despre altruism și compasiune. Dacă și dumneavoastră vă doriți să faceți sărbătorile mai frumoase pentru copii mai puțin norocos, vă așteptăm cu cadourile la sediul nostru din strada școlii numărul 1, departamentul de marketing. Vă mulțumim! În campania Shoebox de la Brașov sunt peste 100 de copii care au avut prea puțin sau chiar deloc ocazia să deschidă cutii de cadouri. Aceștia au vârste între 8 luni și 17 ani. Brașovenii care doresc să se implice pot alege jucării, haine, dulciuri sau alte obiecte practice sau de îngrijire personală. Acestea trebuie ambalate frumos într-o cutie de pantofi și aduse la clinica de cardiologie de pe strada școlii până la data de 16 decembrie. Cadourile vor fi distribuite până pe 24 decembrie și oricine poate face parte din echipa de voluntari. Iată cum cutia de pantofi se transformă în cutia de cadouri. Iată cum avem ocazia să ne învățăm copiii să dăruiască, să aibă compasiune, să crească în acest spirit al darului. Extrem de importantă. Și
Dacă vor fi familii care doresc să vină alături de mine, să dăruiască împreună cu mine atunci când mă voi duce în comunitate, pentru că mi s-a cerut lucrul acesta, aș face cu dragă inimă, fără absolut nicio problemă. Ce frumos problemă ar fi, ați fi un soi de Moș Crăciun, așa, cu o suită de copilași, nu de reni, nu de crăciuniță, de copilași, care să meargă spre alți copii. Apropo de chestiunea aceasta, am grădinița numărul 7 care mă sprijină prin doamna educatoare a copilașului meu și acolo părinții împreună mă întreabă în fiecare seară pe WhatsApp care copil pot să-l mai iau, le-am trimis listele și îmi scriu fiecare din zile și pe această cale chiar vreau să le mulțumesc pentru implicarea lor, pentru că datorită lor am găsit aproape în două comunități, deja am pachetele pentru copii și rămâne doar să le lipesc bulina cu numele copilașului, pentru că eu la urmă voi lua aceste pachete și am să văd pentru fiecare în parte ce unde se potrivește. Ce deci se potrivește. Hai să pentru luăm vârstă tehnica acum. Da. Mă duc acasă în seara asta, îmi iau copilașul și spunem, hai mami, să pregătim un cadou pentru un copilaș care cum să fie, la ce model să ne gândim, sau orice dar e binevenit. Da, deci orice dar este binevenit, desigur că avem copii de la un an până la 18, mai greu găsesc pentru copilașii peste 12 ani, pentru copiii mici cam am găsit în mare parte. Ce poate să conțină o cutie de pantofi? Bine că nu neapărat să fie chiar cât o cutie de poate pantofi, fi mai poate mare, să fie poate și fi un pic mai mare, desigur, însă ce și-ar dori copiii? Jucării, cei mai micuți, dulciuri, desigur să nu fie perisabile, ceva ce se poate strica, un iaurt sau sunt o grămadă de alte dulciuri care sunt neperisabile. Pot fi dăruite și care sigur că pot rezista articole câteva zile. Articole vestimentare, ce ar însemna asta? Poate să fie un fular, șosete, o căciuliță. Să fie noi, e important, sunt lucruri noi. Important sau este să fie bune. Să când fie facem bună un dar, ne place să primim un dar frumos. Mi în se pare stare. În perfectă stare. Cât mai, mai ales că îl faci pentru un copil care poate el oricum a purtat mereu doar lucruri vechi, da, și doar lucruri care, de care n-a beneficiat niciodată. Și măcar cele pe care le are să fie în cea mai bună stare, dacă nu chiar noi. Să se bucure cu adevărat. Să se bucure cu adevărat. Sau poate chiar să, dacă avem puterea financiară, să mergem să cumpărăm aceste lucruri, nu? Desigur, mulți dintre părinți au cumpărat, din cei cu care eu colaborez acum la grădiniță. Am încercat și pe această cale să mă ajut și prin emisiunea dumneavoastră. Desigur, s-au gândit și la articole școlare, rechizite, de la poate, creioane, penare, rechizite, cărți de colorat, poate ghiozdane, cărți de povești, inclusiv ghiozdane, sigur, o pijamăluță la articole vestimentare mai merge. Ce consideră deci dumneavoastră că s-ar bucura? Deci cam și copiilor bineînțeles, noștri. Pe toți copiii. Ce pregătim copiilor sau ce găsesc copiii noștri în traista moșului, că unii încă privesc așa acest fenomen frumos, acest miracol al Crăciunului, care înseamnă dar, în primul rând, generozitate, bucurie. Desigur. Copilul trebuie să se bucure. Poate că unora li se pare că oferind aceste daruri unora categorii de beneficiari consideră că poate încurajăm o anumită situație. Eu n-aș considera-o așa. Pentru că atunci când tu oferi un dar, o faci unui copil și eu știu că sunt și situații în care părinții sunt mai mult sau mai puțin responsabil de copilul lor și aici chiar este o carență majoră la nivel rural, în care noi avem multe lucruri de corijat. Desigur, începând de la mentalitate, de la mentalitatea de ceea ce înseamnă viață de familie, de la atitudinea față de muncă. Eu înțeleg ce vor să-mi spună unii oameni. Da, mentalitatea de asistat, deseori pe sigur cuboasă. Sigur că da. Nu, și nu vreau ca prin aceasta să se înțeleagă că încurajez un astfel de lucru, dar acel copil care nu are un creion, care nu are o pasă de dinți. Și nici speranță ca un părinte să-i dăruiască aceste lucruri. Exact, sau un săpun. Lucruri. Da, dar nu are nici o vină că el poate nu se află în cadrul cel mai fericit. Și atunci consider că și așa o mică bucurie pe care pot să o ofer, de ce să nu o fac? Să o privim ca pe bucuria darului, pur și simplu. Desigur, desigur. Măsurile sociale vin alea în alte ceva și în aici alte deja am intrat despre mingea în altă parte. Exact, să discutăm despre alte lucruri. Concret, da, sunt asistent social, desigur că cunosc foarte bine atribuțiile pe care le-am de făcut și pașii necesari în calitate de asistent social. Însă, pe lângă munca aceasta, nu trăim doar ca să facem documente sociale, hârtii,
anchetă, doar ca să întocmim anchete, să te deplasezi pe teren sau consider că poți să faci o bucurie. Mai ales că eu îmi cunosc acești beneficiari. Deci sunt selectați împreună cu doamnele de la compartimentele de asistență socială, îi știm, știm nevoile fiecăruia. Și sunt foarte mulți oameni care și pe noi ne sună. Vrem să facem o bucurie de sărbători, diferite asociații, diferite, i-am văzut pe cei de la clinica de cardiologie, de care strâng asemenea cadouri sau în alte părți, societăți comerciale, ar vrea să ajute. Ei știu câteva destinații, de obicei centrele de plasament sunt mai cunoscute sau căminele de bătrâni. Tocmai asta am vrut eu, de data aceasta, când am fost solicitată spre ajutor, acesta a fost și unul dintre condițiile, ca să zic așa, am spus, ok, eu mă implic în această campanie care, credeți-mă că este foarte dificil de gestionat. Da, pentru că sunt mulți risipiți da, și sunt împrăștiați în tot județul, trebuie să gestionez foarte bine inclusiv transportul, după ce am cele 50 de pachete dintr-o comunitate, am discutat, mi se pune la dispoziție mașină, oameni de acolo care să mă ajute, mergem să le dăm într-un cadru frumos, în principiu în școală, pentru că școala ați ales local. Da, în principiu am ales ca și școală. Păi sunt copii, nu neapărat că faci prin asta prevenția abandonului școlar, dar faptul că e la școală, unde la școală se întâmplă un lucru frumos, da, unde noi am primit niște cadouri, am consider eu că ar fi cel mai potrivit loc în care putem să facem asta. Chiar am și rugat să pregătească câteva colinde, chiar în anumite comunități unde se poate să punem la discuție. Așa cum la Moș Câni, să-ți meriți darul. Sigur, adică să facem așa o acțiune în care copiii să rămână cu un moment foarte plăcut. Deci să le oferim pe lângă acest dar în cutie un moment de suflet. Multă emoție și bucurie. Valoarea aproximativă a acestei cutii de nu pantofi. Nu impune nimeni o valoare. Da, o să aveți o problemă, pentru că credeți? Vă veți trezi cu niște cutii mai valoroase ca altele, sunt copii și fiecare va găsi în cutia așa lui este. Așa ceva? Este, cum spuneți. S-au gândit cei de la Shoebox bine, au cumva gândită strategia, pentru că ei zic așa, nu lipiți capacele pe cutii. Așa, și cei care organizează, să puteți să le echilibrați. Da, să putem să echilibrăm și atunci noi vom, doar noi numai din punctul acesta de vedere, ci și din punctul de vedere al vârstei și al sexului copilului. Pentru că trebuie puțin să gestionăm păpușă, situația. Să nu ajungă păpușa mea, la Barbie, la un băiețel care își dorește o mașinuță. Sau... Și atunci clar implică un pic mai mult de lucru. Chiar pe calea aceasta vreau să-i mulțumesc. M-a sunat o asistentă socială de dimineață, o citirigă Iuliana, și vreau să-i mulțumesc. M-a sunat astăzi, Daniela, cu ce să te ajut? Că am văzut că te ocupi de pachetele acestea. E cam greu să așa, wow, zic, mulțumesc, ajutor de Moș Crăciun. Da, pentru că nu prea am prea multe persoane. Adică cele care ar veni din comunitățile rurale, una, aveți două măcar persoane. Ajutor din această zonă? Da, sigur. Ok, tabelul vă că l-aveți de da, am o grămadă acolo, de liste dar, făcute aici. Cred că în fiecare comunitate trebuie să găsiți niște reni, niște ajutoare să știți să gestioneze, că am avut să... bucuria ca domnii primari din comunitățile respective să mă sprijine. Deja lucrăm de mai multă vreme, probabil că se vede și deschiderea și dorința mea de a ajuta și nu doar la nivelul de a pune în ordine primăria cu documentele sociale de care iau nevoie, ca să fie acreditat sau licențiat sau alte lucruri. Mai e și zona asta da, de bucurie. Sigur, desigur. E foarte importantă. Până la urmă, misiunea asistentului social este să aducă și bucurie și deci nu sunt compatibile. Fișa postului e și bucuria la pachete. Așa, în cutia de pantofi, cum se spune. Bun, deci cutia rămâne deschisă. Tocmai e și o satisfacție și pentru mine personală. Adică. Tocmai pentru că acolo niște reni sau ajutoarele moșului sau cine or fi, trebuie să mai echilibreze, să nu se trezească un copilaj numai cu bomboane și portocale, iar altul cu știu eu ce joc. Da, ne dorim. Deci să fie un soi de echilibru și să se potrivească vârstei, pentru că poate eu cu băiețelul meu pregătesc un dar pentru un copil, un băiețel de 10 ani și vreți să ajungă și la cel de 13 sau de 15? În data de 15 decembrie, când încheiem campania de colectare a acestor cadouri, atunci noi vom putea să ne apucăm un picuț să le așezăm pe unde vârstă, ducem sex. Cadouri, unde ducem asta cutiile pline de pantofi sau mai mărice. În două puncte de colectare, în Coresi, toată lumea știe unde este Coresi, și la magazinele Eco, mai concret vis-a-vis de Carusel. Toată lumea cunoaște Caruselul din Coresi, din mall-ul Coresi. Da. Și acolo este magazinul Eco. Avem un
director de magazin foarte de treabă, care deja știe și din anii trecuți ce trebuie să facă, mă anunță atunci când primește pachete. Are și cutii gata, pregătită, are dacă nu avem cutii. Deja au mai colectat, deja foarte multe persoane au dus acolo. Și mai avem încă o locație pe Republicii numărul 2, tot la magazinul Eco. Ca și indicație, este exact în partea către Piața Sfatului. Mm. La capăt către Piața Sfatului, undeva lângă... Ceva semnalizat aici, scrie, strângem... Da, au un afiș pus pe ușa magazinului Eco cu campania Shoebox, acel copil care chiar ați dat și dumneavoastră. Da, acele imagini, deci să recunoaștem da. Acea imagine. Dar scrie mare magazin Eco și dacă vine, doamne, de acolo știu, am fost, am colaborat, am spus că eu mă ocup acum la Brașov, sunt, deci ușile sunt deschise, suntem o echipă, comunicăm între noi. Sunteți bineveniți. Bun, cât ați reușit să strângeți până în acest moment, pentru că vorbim deci de câteva 380. zile, 180, 380, deci, 380 am, 380 și am reușit 380 doar, 60, doar 60. Doar 60. Da. Ce s-au mai adunat zilele acestea la grădiniță, încă nu știu exact, din ceea ce v-am spus că am încercat, deci, și cu grădinița copilului meu. Ați încercat și pe alte rețele de școli, grădinițe, școli, grădinițe, nu, școlar. Doar pe Facebook ce am reușit și așa în particular pe la prieteni. Doamne Fărășe, dacă nu strângeți, ce faceți? Pe cine tăiați de pe listă? Nu am cum să tai pe nimeni, deci de, nu pe tăiați pe nimeni de pe listă. Nu voi tăia, deci, pe nimeni. Oameni buni, e nevoie, deci nu putem tăia nu niciun copil de pe listă. Nu mă pot gândi că voi tăia vreun copil de pe deci listă, refuzați acest că gând. Voi avea mult mai multe pachete, astfel încât să dau și la alții care nu sunt pe listă. Adică deci, nu-mi imaginez problema, Daniela Lupu, că va tăia vreun copilaj de pe listă, deci mai, deși mai are de strâns vreo 300 da. de cutii pline. Bine, cu cadouri. Sper să nu se întâmple asta, mai am un as așa în care, dacă chiar va fi necesar, voi apela, dar prefer să planul nu spun, B. Adică nu există planul casă. B. Deci da. Un copilaj de pe lista aia nu rămână nu vreau să rămână necadorisit. Sau cel puțin să zicem că nu voi putea să ofer într-o comunitate, clar, dacă am doar 20 de pachete pentru o comunitate și nu 50 din toți cei care sunt, nu voi putea să dau. Hai, mă gândeam că este atât de greu să faci până la urmă o ierarhie, un top al nefericirii, de fapt, al lipsurilor. Nu există. Mi se pare... Și așa este foarte greu să selectezi 50 de copii dintr-o comunitate în care tu ai 400, de exemplu. Și am selectat 50. Și criteriile au fost, sigur, cele mai dramatice. Desigur mai că cei... sunt dramatice și am încercat cumva să facem astfel încât să nu fie nici probleme că alții nu ar primi sau... Am încercat să evit orice tip de conflict care ar putea să strice bucuria măcar și acestor 50. Așa le-am gândit eu. Și mie mi se pare foarte greu de echilibrat așa, și sunt, din păcate, în județul Brașov câteva comunități foarte sărace, unde numărul potențialilor beneficiari e mult mai mare decât cei 50 din păcate, aleși de dumneavoastră. Atunci când am ales să încep să lucrez în mediul rural, chiar dacă am experiență în asistență socială și am lucrat, nu mă așteptam să găsesc chiar așa de multe cazuri și o grămadă de cazuri grele, foarte greu de gestionat chiar și pentru un specialist. De ce spun asta? Nu am întotdeauna pârghile necesare la nivelul comunității rurale ca să pot să ajut și mă văd blocată că eu reușesc să fac anumiți pași până într-un punct pentru oameni. Și unde apare blocajul ăsta? Legat de ce? Legat de legislație, legat de posibilități concrete, materiale? De ce anume? De exemplu, vă dau un exemplu. Deși acum se creează două centre de zi, unul este aproape să-l deschidem și unul este la început. Începem să demarăm această acțiune. Văd ca serviciile sociale la nivelul rural absolut necesare. De exemplu, un centru de zi, în comunitățile în care s-au identificat foarte mulți copii, ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Dacă nu ai cât de cât o formă în care tu să poți să previi abandonul școlar, ei nu... Cine-i duce la crește... școală, de fapt? Cine-i duce la școală pe copii ăștia? Ei, se duc, frații mai mari duc pe cei mai mici, asta cât se întâmplă o perioadă, după care ajung să abandoneze, bunicii nu reușesc întotdeauna să îi țină în frâu, nu au autoritate asupra lor, bineînțeles că apar situații
situații de delicvență juvenilă în care foarte de acolo din comunitate mi se spune, Doamne, ce facem, că au început să spargă magazinele, poate din localitate, să creeze probleme, să facă da, anumite acțiuni infracționale și, bineînțeles, și ce e greu de... asistentul social? Când ce se simte? N-avem aia, se întâmplă aia, deci o avalanșă de informații negative, pare o situație... Nu schimb lumea, oricât de bun ai fi. Și în primul rând, consider că avem nevoie în mediul rural de asistent social, ceea ce noi avem. Deci aici intervine iarăși o problemă. Deci primul pas este pentru să fiți mai mulți. Pentru că avem persoane care se ocupă cu... ajutoarele sociale, deci prestațiile în primării, dar partea de a deschide servicii sociale e nevoie de un asistent social. Și, da, în fine, de exemplu, în 13 decembrie pe site-ul Ministerului Muncii și Justiției Sociale spune că trebuie să avem de acum înainte fiecare primărie măcar câte un asistent social, ceea ce este foarte bine. Dar e foarte greu chiar și în mediul rural să meargă acolo asistenți sociale. Adică avem la noi, la Brașov, facultate de asistență socială. Așa, și o grămadă de colegi care ar putea să meargă. Uh-huh. Și, desigur, avem nevoie de ei. Și merg? Nu, din păcate, fug. Nu. Deci aleg asistența socială, se specializează. În județul nostru avem, cu mine, trei asistenți sociali în primării. Cum așa? Da, asta se întâmplă. De aceea vă spun că mi este foarte greu singură să avem la nivel național, dacă vă interesează, avem un deficit de 20.000 de asistenți sociali. Wow. Deci asta e deja intrăm care în ar fi altă soluția sferă. Motivare financiară? De ce să fugi? Da, există și o parte și motivația financiară. Munca oricum în domeniul social este foarte grea și foarte variată, de o complexitate mare. E greu, e prost plătit, dai să fugi. Știți cum? Dacă faci ceva cu plăcere și din suflet, că ai vocație pentru așa ceva și ai o înclinație spre asta, succesul unui asistent social este garantat dacă tu te gândești că idealul tău este de a-ți ajuta semenii. Dacă tu, ca asistent social, chiar și din acela, cu licență, cu studii în asistență socială, cu aviz de exercitare a profesiei la colegiu, cu ce doriți dumneavoastră, tu nu ai în suflet lucrul acesta, nu poți să faci asistență socială de calitate. Și fugi mâncând pământul. Deci, noi vorbim de oameni dedicați acestei meserii și asistenții sociali, în general, sunt, desigur, echipați cu tot ceea ce este necesar ca să știe să facă intervenție pe cazuistica socială. Bun, dar asistentul social trebuie să câștige mai mult decât asistații sociali. La un moment dat, aici, în emisiune, am avut acest subiect dezbătut și vorbeam de Direcția de Servicii Sociale din Primăria Brașov. Și era o situație atât de dramatică la un moment dat, desigur, încât îmi spuneau, noi suntem uneori mai prost plătiți decât... Eu întreb pe oricine, nu vi se pare normal că dacă asistentul social este omul care generează prosperitate în comunitatea noastră, nu vi se pare normal că și asistentul social trebuie să prospere? Să trăiască, în primul rând, decent. Să trăiască decent, astfel încât să aibă mintea liniștită să se poată ocupa de cazurile sociale. Mergeți la copilul dumneavoastră să-i oferiți ce are nevoie, pentru că apoi să-l învățați, hai mamă, să dăruim, să pregătim cutia de dar nu e vorba doar de retribuția financiară, cât este vorba și de a-i pune la dispoziție mijloace în care tu să te poți deplasa la cazurile sociale. Pentru că sunt localități răsfirate. Acele localități. De exemplu, dacă ai o comunitate în care are 6 sate aparținătoare, cum de exemplu eu am una... Pe niște dealuri, coclauri faptul și că se colaborează, desfundate și... Exact. Faptul că se colaborează printr-un cabinet de asistență socială, clar îmi asum această deplasare. Deci merg fără absolut nicio problemă, fără să văd un caz social. Nu am cum să pun rezoluție, nu am cum să fac niște concluzii, nu am cum să fac niște recomandări pentru care eu închei o anchetă socială și să-mi asum acest lucru parafând ancheta socială. Problema principală o reprezintă banii sau politicile sociale? Politicile sociale, de fapt, mai mult decât finanțarea efectivă. Desigur, desigur. Și aici este nevoie de foarte multe lucruri care trebuie schimbate. Eu tot ce pot să fac ca asistent social este să încerc să fac ceva
mai mult decât aș sta acasă la mine pe terasă, bând cafeaua și stând așa de pe margine să încerc doar să fiu cârcotașă. Da, și încerc să numai la o lume mai bună făcută de alții. Sigur. Bun, același lucru pot să spun și eu și alții, dar nu aș rezolva absolut nimica. Și chiar dacă mi este foarte greu, deși inițial așa pare foarte ușor, dar când mergi concret... E, să văd pe cineva că se apucă să dea măcar în bloc la niște familii nevoia și face niște paghețele. Nu, auziți, e foarte greu să te deplasezi complex. De la etajul 1 la etajul 2 să ajuți un copil. Gândiți-vă că acești copii locuiesc pe niște străzi neasfaltate, sunt comunități și unele sate din care am acești copii aici care nu au nici magazin alimentar în sat. Este limpede și adică, dacă enumerăm localitățile... Cineva care îmi spune din exterior, bine, Daniela, dar tu ce îi duci acolo ciocolată și ce îi mai duci, atâta timp cât nu are nici măcar magazin alimentar, eu dacă unele comunități, chiar nu... Mergem și întrebăm brașoveni, poate, unde este Cutușul sau Ohaba sau Dacia, Budila, unde sunt? Dobca, Dobca, Cutuș, satele mici, Toarcla, sunt o grămadă de localități micuțe. Unde este? Toarcla ține de Cincu. Toarcla? Localitatea Cincu. Iată, sunt localități de care nici brașovenii nu știu. Da. Acești copii sunt de acolo, uitate de mare parte dintre copii ei. Săraci, copii care au nevoie de Moș Crăciun, copii pe care putem să-i facem fericiți, până la acele politici sănătoase, sociale, de care România toată are nevoie. Are nevoie, sigur. Să ne mobilizăm acum câteva zile. Care e deadline-ul? Până când 15 putem? Decembrie este deadline, astfel încât eu de luni, săptămâna viitoare, 18... până în 21, cel târziu, să pot să le distribui în teren. Să ajungă la... Desigur, toți cei care mă cunosc știu că vor ajunge acolo, deci chiar nu-și face nimeni nicio problemă. Voi mediatiza acest fapt, voi încerca să le aduc inclusiv celor care au făcut împreună cu copilașul, cum doriți dumneavoastră să faceți de seară, să le aducă o bucurie prin faptul de a le arăta că acele daruri au ajuns acolo unde trebuie și că și-au găsit finalitatea. Un copil care este fericit. Sigur, sigur. E mare lucru. Putem de să strângem rândurile. Sunt două locații plus clinica de cardiologie din Știrea Noastră, unde putem strânge aceste cutii deschise. Aici, deci, da, la grădinița 7, și la grădinița iarăși vin 7, toți părinții da. De acolo și noi, este aici în Bartolomeu. Eu, dacă mă sună cineva, fără nicio problemă, și mă deplasă. Și locuiesc acasă, se pare. Da, nu știe ce spune doamna Daniela, nu putea, mă rog, de cine la doamna acasă? Dacă vreți, dăm și numărul de telefon să fie complet m-a sunat Iolanda astăzi și a zis, ce, am și eu un pachet, nu știu ce probleme, că mă duc eu cu mașina și îl iau numai fel. Iolanda Beldeanu, deci de la Pas ajutorul, Alternativ, colaborez și cu dumnealor și cu Crucea Roșie. Minunată și Iolanda Beldeanu, o salutăm. De altfel, ea a spus, trebuie să faceți emisiunea, trebuie să dați o mână de ajutor. Datorită ei sunt astăzi la dumneavoastră în emisiune. Să ne unim forțele, să strângem rândurile și să încercăm să facem, cum spuneați, lumea un pic mai bună, un pic numai, pentru că e atât de puțin, dar înseamnă atât de mult pentru niște copii cu adevărat necăjiți, cu adevărat săraci, copii care poate chiar nu l-au văzut încă pe Moș Crăciun și nu se, știu doar teoretic că el există. Vom găsi drumul, vom găsi calea să aducem această bucurie. E simplu, o cutie de carton deschisă deocamdată în care punem câteva daruri de suflet, dulciuri, jucării, lucruri pe care le-am dat unui copil din toată eventual inima. Lucruri noi, lucruri frumoase. Și fetiță, vârstă, să ne gândim la un destinatar. Ele trebuie să ajungă la shoebox în această frumoasă acțiune. Sunt acolo câteva sute de copii care așteaptă și care pot fi foarte fericiți în noaptea de Crăciun și care nu vor fi fetița cu chibrituri, pentru că există oameni cu suflet minunat. Mulțumesc din suflet! Eu vă mulțumesc că ați acceptat și vă doresc și dumneavoastră sărbători binecuvântate și să aveți și dumneavoastră parte de un dar magic. Și de o cutie de fantoc. De o cutie ceva de acolo, fantoc, pentru că, ceva. Indiferent de vârstă, ne vom bucura mereu de cutiuța de pantofi care aduce o bucurie. Toți ne bucurăm, indiferent cât ce vârstă avem. Daniela Lupu, asistent Mulțumesc. Social, organizator Shoebox, invitata mea din această seară la Radio Brașov și la Mix TV, la Mix Actual, Onelia Pescaru. Sunt o seară minunată tuturor!